Astăzi, 11 martie, sărbătorim Ziua Națională a Meseriilor. O zi care a fost stabilită încă din 2019 printr-o lege, legea 66, dacă mi-am amintesc că am notat aici. Noi am sărbătorit, cred că în 2020, am făcut o pauză, dar și în 2021, cel puțin online, s-au desfășurat activități, au existat produse gen filme, prezentări ale liceilor tehnice, ale liceilor care organizează învățământul tehnic și profesional. Inspectoratul școlar a avut și are o colaborare foarte bună cu cei de la CLDPS și îl avem aici pe domnul președinte, colaborăm, ne implicăm cu un singur gând până la urmă să reușim să motivăm mai mult pe colegii noștri profesori, să-i motivăm și pe elevi, să-i avem alături și pe partenerii noștri, pe operatorii economici. Tocmai în scopul acesta, în primul rând, de promovarea învățământului profesional și tehnic, dar și pentru a realiza o ofertă care să răspundă cât mai bine cerințelor de pe piața muncii. Pentru că, până la urmă, aici ne mișcăm, cred că aceasta este paradigma sau este întrebarea, în ce măsură școala, prin ceea ce propune, prin oferta educațională, răspunde cu adevărat cerințelor de pe piața muncii. Și în acest an îmi face o deosebită plăcere să particip la această sărbătoare, nu? A Zilei Meseriilor. Ca și președinte al CLDPS, vreau să vă transmit mesajul din partea mediului economic, și anume că suntem alături de dumneavoastră, suntem în aceeași barcă, cu toții ne dorim același lucru, să avem oameni pregătiți, să avem oameni instruiți, educați, care să poată face față provocărilor actuale. Nu e o situație foarte comodă pentru nimeni, schimbările sunt foarte rapide și de aceea cred că o educație tehnică solidă ne ajută și pe noi ca agenți economici, dar în primul rând pe absolvenții acestui învățământ să se adapteze mai ușor la toate provocările. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, domnului inspector general, domnului profesor. Mi-ar place să cred că m-ați invitat în primul rând în calitate de vechi colaborator al învățământului nemțean, inspectoratul de muncă și inspectoratul școlar, derulează încă din 2008 un proiect pe care sunt convins că îl cunoașteți cu toții, se numește Valențe Culturale ale Securității și Sănătății Muncă, un proiect prin care am încercat să promovăm bunele practici și mai ales o cultură de prevenire în rândul tinerilor. Acest proiect a evoluat și în prezent se desfășoară. Anul ăsta este un concurs care se numește Știu și aplic, la care participă mai multe unități școlare din județul Neamț.